Neglijența unui bărbat din Cuzdrioara a fost pe punctul de a le lăsa fără locuință în această dimineață. Bucătăria de vară și alte două anexe din curtea acestuia au ars după ce a lăsat un foc nesupravegheat. Pericolul era cu atât mai mare cu cât casa vecinului se afla la doar doi pași de imobilul în flăcări. Bărbatul lucra în spatele casei cu un arzător pentru a curăța mai multe cutii cu stup de albine. O clipă de neatenție a fost de ajuns pentru ca șura și grajdul acestuia să ia foc. Flăcările s-au extins și la bucătăria de vară recent construită, aflată în imediată apropiere. A încercat împreună cu sătenii să stingă incendiul, dar abia când a văzut că nu reușește, a cerut ajutorul pompierilor. Trei auto speciale cu apă și spumă s-au deplasat la fața locului și au lichidat incendiul în mai puțin de oră. Locotenentul Adrian Sava, adjunctul comandantului detașamentului de pompieri Dej, ne-a declarat că exista pericolul ca focul să se extindă și la casa vecinilor aflată la doar jumătate de metru de acoperișul bucătăriei de vară care ardea.